găsit, stimați telespectatori, și mă bucur să ne reîntâlnim, la să-l cunosc pe el. Al cunoaște pe Domnul Isus Hristos este cel mai mare privilegiu care i s-a dat omului, cea mai mare bucurie pe care poate să o simtă și cea mai profitabilă. Și cunoașterea Domnului Isus trebuie să fie nu doar una teoretică, ci una practică, una transpusă de pe planul trăirii lăuntrice, pe planul vieții sociale, interpersonale cei care ne-ați urmărit în episodul precedent ați putut observa că am abordat o temă spinoasă, iată nu ne ferim de teme spinoase nici din escatologie, venirea Domnului, dar nici din, despre politică, implicarea în politică, tema împliniri și neîmplinirii în misionariatul creștin vocațional în politică. Poate era mai bine să zicem neîmpliniri și împliniri, că nu știu dacă împlinirile sunt mai multe ca neîmplinirile, dar oricum vom continua uh, acest subiect cu invitatul meu și al dumneavoastră, dr. Radu Țările, președinte UCDR. Mă bucur să mai putem fi încă la un episod împreună. Mulțumesc de invitație. Iată-vă din nou angrenat în lupta politică. E după voia domnului implicarea aceasta? Cu siguranță, cu siguranță. Scurt așa, deci, am spus-o și cu alte ocazii, personal nu am ambiții politice. Am însă o mare, foarte mare dorință de a ajuta alți creștini practicanți să acceadă, să ajungă pe cât mai multe funcții publice, ca prin mărturia lor personală, prin implicarea lor, prin integritatea lor, prin excelența lor în slujirea semenilor să fie un motiv de proslăvire a numelui lui Dumnezeu și o binecuvântare pentru semeni. Asta e dezideratul meu. Ați răspuns foarte sigur că e voia lui Dumnezeu să faceți ceea ce faceți. Asta e un lucru foarte important. Dați ne unul sau două dovezi, confirmări că Dumnezeu V-a avut în pază în această perioadă că, și vom intra și în detalii. Ați avut atacuri de pe toate fronturile, din toate pozițiile, când ați avut funcțiile. Spunem pentru cei care n-au urmărit probabil episodul precedent, că invitatul nostru a fost și consilier județean, a fost și senator, a fost și europarlamentar și președinte de Consiliul Județean. Deci, funcții deosebit de pretențioase în care se pot. Întâmpla multe lucruri, mă rog, accidente de tot felul. Deci, ați povestit o întâmplare cu privire la atacurile împotriva noastră în justiție. Deci, cu cât sumele pe care le gestionez sunt mai mari, cu atât interesele din toate părțile și sub toate formele sunt mai mari. Când gestionez un buget, cum am avut eu, de 640 de milioane de euro, sunt multe interese. Și toată lumea vrea să câștige bani dacă s-ar putea fără să facă uh, nimic sau minimul care trebuie făcut. Uh, având foarte multe licitații, uh, multe contracte de tot felul, și pentru uh, drumuri, și pentru aeroport, și pentru instituții ale județului, uh, județul Bihor uh, avea, la momentul când eu am fost președinte, 40 de instituții diferite, 6400 de angajați. În multe din aceste instituții aveai tot felul de lucrări, de contracte. Toate erau cu sume mari și foarte mari. De exemplu, când am uh, modernizat fosta garnizoană militară din ora cea mai mare clădire a județului, au fost un contract de 11 milioane și jumătate de euro. Aeroportul a fost o o primă parte 18 milioane de euro, celălalt parcă 23, de sume Acropo mari. la aeroporturi, ați dat la vreunul startul dumneavoastră sau s-a dat în perioada noastră sau a deci început? În, 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 perioada cât eu am fost președinte s-a uh, refăcut pista complet, era o pistă veche din 1967 făcută cu deținuții, cu dale de beton, care nu mai uh, erau corespunzătoare, de aceea nu aveam zboruri uh, pentru că nu puteau să aterizeze decât aeronave mici, nu de parcurs mediu, nu aveam aeroport, nu aveam sistem de navigație și toate acestea le-am făcut în mandatul meu, după care ceilalți au mai făcut un terminal și au făcut și terminal cargo. Deci, trebuie să știe telespectatorii, este o mare diferență între a fi parlamentar, a fi în administrația centrală și a fi europarlamentar. Sunt lucruri total diferite. A, că toate vizează sau ar trebui să vizeze binele cetățenilor și binele comunității, asta este o altă discuție. Ca și parlamentar național, cum am fost eu senator, inițiez legi, susțin legi, votez legi și sigur ai și cealaltă componentă să ajuți județul care îl reprezinți pe diferite proiecte de dezvoltare. Ca și europarlamentar, și acolo ești în diferite comisii, trebuie să votez și să particip la tot felul de ședințe de dezbateri pe ceea ce vine de la Comisia Europeană aceste, aceste, directive. Dar administrația este altceva. Aici răspuns penal, aici gestionez bani, aici trebuie să iei decizii, uneori foarte rapid, cu riscuri, pentru că legislația nu te acoperă peste tot, de exemplu, am avut niște proiecte cu fonduri europene și trebuia date tot felul de hotărâri de Consiliul Județean ca să înainteze proiectul. Nu poți convoca în fiecare zi ședință extraordinară, deși legea de voie, dar nu poți tehnic în fiecare zi. Și atunci este acest mic artificiu, să zic, la limita legii, prin dispoziția președintelui se poate suplini, dar în prima ședință tu trebuie să-ți validezi dispoziția. Ce te faci, dacă Consiliul nu ți-o votează, tu, tu ești uh, expus. Dar mi-am asumat-o de multe ori, pentru că n-am făcut-o pentru mine, că altfel se blocau programele. Uh, tu ai uh, uh, un termen limită până când trebuie să închizi programul. Nu l-ai închis, nu-ți nu mai decontează nimeni nimic din fonduri europene, ba mai mult îți cer uh, uh, corecții financiare. Se merge până la 25%. Sau chiar suma întreagă, gândiți-vă ce înseamnă asta la o, un contract de 15, 20, 25 de milioane de euro. Și atunci trebuie să-ți asumi unele decizii. Apoi modifici organigrame, comasezi instituții, deci e foarte multă treabă în administrație. Și atunci, pe de-o parte, sunt interese din partea firmelor și alte grupuri de interese care unii cred că sunt abonați la bugetul de stat. N-ați observat că în țara asta sunt multe firme care n-au lucrat numai cu statul. Pentru că ceea ce în privat îi 3 lei, la stat poate fi 5 și 7 lei. Același lucru. Uh, și multe firme s-au dezvoltat uh, doar pe contracte cu statul. Ei, eu am, uh, am schimbat uh, abordarea și perspectiva, am modificat toate contractele uh, și erau penalități zero pentru, pentru noi ca și județi penalități pentru ei, că noi plăteam. Doi, uh, am interzis majorări de contracte. Am avut de exemplu contracte de 10, 11, 15 milioane de euro care le-am ținut pe 0 lei, nu euro, 0 lei majorări. Credeți că asta deranjează când era o practică ca toate să fie majorate cu plus cu plus 50%. Am întâlnit contracte care le-am moștenit care erau deja majorate, atenție, cu plus 49,9. Ăștia sunt bani care se pierd a, hârtile știm suportă multe, dispozit de șantier, modificări de proiect, lucrări ascunse, vicii ascunse, vicii ascunse, ascunse și uh, uh, se, se rezolvă. Am spus nu, n-am majorat, n-am acceptat penalități și atunci sigur că îți ostilizez uh, niște oameni, da? Care încearcă toate gama, de la uh, uh, propuneri foarte generoase financiare la intimidare, la atacuri în presă, la amenințări. Eu am fost amenințat cu moartea eu și familia mea, dar instituțiile statului și-au făcut treaba, iar eu mi-am luat toate măsurile celelalte care puteam să mi le iau. Deci, una este funcția publică să o vezi la televizor sau în ziar sau așa din exterior, alta când ești tu implicat. Plătești prețul. Plătești funcției. prețul, stresul, frustrările că, de exemplu, nu poți să dai afară acești funcționari care, care nu-și fac treaba. Eram odată plecat în America, chiar la micul dejun cu președintele Americe, cu o delegație importantă Sunt din România. De 5 ori. De cinci ori. Și, în timp ce eu eram plecat, eram o delegație oficială, trebuia să las dispoziție la un vicepreședinte să preia comanda sau conducerea. Ei, în lipsa mea o firmă care avea să închidă șapte recepții finale pe șapte drumuri județene, asta o înțelege orice telespectator. În aceea zi vine adresa de la firmă că vrea să facă recepția finală, în aceea zi se face comisia și în aceea zi aceiași cinci oameni au fost pe cele șapte drumuri județene, au făcut recepția finală și n-au constatat niciun viciu, nicio problemă. Tot a fost perfect. Vă dați seama că am aflat, am luat foc, vorba vine, și m-am dus direct la DNA. Doar că suma care era în cele șapte uh, uh, garanții era mai mică de 250.000 de euro. Că altfel era de competența de neaului. Asta înțelege oricum, oricine că acolo a fost o înțelegere. Într-o zi de iarnă, ceva cu sfârșit de ianuarie, nu mai contează, cum pot, repet, cinci oameni să ajungă pe șapte drumuri în aceea zi de iarnă și să, să constate că tot e perfect, mai ales că recepțiile finale nu se fac iarna când drumurile sunt acoperite când nu vezi șanțurile când nu vezi poate carosabilul da, Dar parcă ați avut un proces pe faptul că n-ați fost de acord cu decontarea zăpezii în august O, oh, aceea a fost cea mai mare distracție, vorba vine, care m-au hărțit 8 ani de zile, pentru că da, au venit cu facturi pe zăpada din februarie în luna august Legea spune că în maximul 24 de ore trebuie să faci verificări în teren. Să-mi spună și mie cineva cum poți să faci verificări în august pe zăpada din februarie. 2. Pe toate stațiile meteo din Bihor n-au fost temperaturi în perioada respectivă sub 0 grade. DNA-ul a deschis-o, dosar penal. Doar că au venit niște legi foarte tâmpite care au micșorat termenele de prescripție și de au trebuit să închidă la momentul când s-au uh, micșorat termenele de prescripție dosarul, dar au lucrat. Au lucrat în dosar care a fost conexat cu dosarul civil de către Curtea de Apel. Așa se face că după 8 ani de hărțuiel și uh, uh de la o instanță la alta am câștigat definitiv și irrevocabil la Curtea de Apel. Dar dacă pierdeam, Fiindcă a refuzat să plăteți zăpada din august, și aici la Cluj și în România e multă zăpadă în luna august, trebuia să plătească 47.000 de euro uh, penalități, întârzieri la plată pentru banii furați, că n-au făcut nimic de bani ăștia. S-au împărțit pe ei pe 350.000 de euro. Câte procese ați avut? Dacă uh, nu numai 12, că... numai 12 ca să fie număr de săvârșit și am câștigat 12 din 12. Mare Acesta a fost cel mai lung, cel mai stresant. Dar în toată perioada aceasta am avut încredințare că Dumnezeu mă va ajuta, mă va da birință, pentru că din cei 350.000 de euro care i-au furat cei 3, n-am băut un pahar cu apă. Și de multe ori, credeți, mă, mă trezeam noaptea și mă stresam și mă consumam, că știți cum e, dacă iei 200.000 de euro, s-ar putea să nu dai nimic. Că se, se mușamalizează, se acoperă. Cine, cineva a spus: <coughs> Omul este liber atunci când nu e nevoit niciodată să spună o miciună ca să se apere. Da. Când spui adevărul, nu trebuie să te gândești, te ai spus data trecută. Dar? Uh, am Amintisem chiar la început de o, o dovadă a prezenței lui Dumnezeu în susținerea, în funcția pe care o aveați. Uh, o profeție legată de o zi. Da, uh, deci. Uh, să vă spun că uh, au plimbat procesele prin toată România, pe la Curtea de Apel Ploiești am câștigat un drum, o, o, un proces, pe la București, pe la Curtea Supremă. M-au chemat odată uh, la audieri trei judecători la București de ce am schimbat uh, uh, componența comisiei de licitație pe, pe durata procedurii de atribuire trebuia să o fac pentru că nu s-a convocat, nu s-a întâlnit comisia timp de 81 de zile, le expira la toate firmele cele parcă 12 firme, scrisurile de garanție bancară, care însemnau 10.000 de mii de euro pentru fiecare. M-au audiat, le-am spus rațiunea, le-am spus cu argumente, cu date, cu tot și m-au achitat. Dar acesta, al 12-lea, a fost cel mai stresant, pentru că știam că sunt nevinovat, Trebuiau alții să răspundă, dar așa e legea în țara asta că șeful de instituție răspunde pentru toți. Dar Dumnezeu care își cunoștea cel mai bine adevărul, mi-a vorbit în martie 2013 printr-un proroc din Canada că într-o zi de 24 va apăra cauza mea, iar cei trei vor pleca rușinați. Și au fost multe termene, s-a început la judecătorie, S-a dus dosarul la tribunal, DNA-ul a deschis dosar penal, s-a ținut în loc civilul până s-a lucrat pe penal, au trebuit să închidă penalul cu prescripțiile acelea tâmpite, s-a reluat civilul, oricum s-a dus dosarul până în 2021 la curtea de apel. Și soția care urmărea uh, portalul instanților să vadă când avem termene a văzut. Uh, că avem un termen pe 24 aprilie 2021 și mi-a spus Radu, acum Dumnezeu ne va da birință pentru că a fost lucrarea în martie 2013, că într-o zi de 24... Printr-un canadian sau român din o Canada? O soră româncă din Canada. Româncă din Canada. Da. Și ce s-a întâmplat? Am fost achitat definitiv și irrevocabil pentru că acesta a fost adevărul. Nu era vina mea că nu, nu s-a plătit zăpada din august. Adică, înțeles. ei trebuiau să vină cu facturile în februarie, dar știind că nu au justificare pentru decontare, au lăsat să treacă timpul și au venit cu ele în au... Da. Cei care ajung în demnități publice uită că ei, de fapt, beneficiază de o delegare de autoritate. Dumnezeu are autoritatea supremă și o delegă spre președinții de state, spre, mă rog, alte funcții publice. Ați reușit să convingeți prin ceea ce ați făcut că doreați într-adevăr binele omului, în primul rând, și apoi, mă rog, a societății în general? Se spune că măreția, mărimea unui om se vede atunci când, după ce el pleacă dintr-o poziție, chiar din viață, la un moment dat, rămânce, rămâne ceva în urmă. Ce ați lăsat în urmă după poziția de președinte, de exemplu, al Consiliului Județean Bihor? Uh... Au fost multe, multe proiecte, multe uh, lucruri în care m-am implicat, sigur, în județul Bihor. Deci, uh, am ajutat 100 de primării ca să-și poată continua proiectele. Asta face Consiliul Județean. Are proiecte proprii, dar are și în coordonare primăriile Și județul, în responsabilitate. Responsabilitate. Uh, Mi-aduc aminte, după ce am fost ales, uh, guvernul ne-a dat 250 de miliarde de lei vechi toți banii i-am dat la primărie ca să îi ajutăm să modernizeze rețele de apă, canalizări, drumuri. Să-și că să... și salarii, exact. mă gândesc, nu? Am modernizat aeroportul, pista, cum am spus, terminalul, sistemele de navigație. Când am fost senator, am inițiat un proiect foarte important pentru județul Bihor, un baraj de acumulare pe Crișul Negru, care atunci când vin ploi torențiale și se topește în mod accelerat zăpada de pe munții Bihorului, creează probleme mari de inundații de la Ștei până, până către Oradea, Crișul Negru care iese din, din, țară în Ungaria pe la Chișinău Crișarad. Dar poate un proiect pentru care am luptat mult a fost să externalizăm serviciile sociale, aceste centre care le au de fapt toți, toți în țară, adică toate județele, prin Direcția Generală de Protecție a Copilului și asistență au fost, Socială. Au fost scandaluri în ultima vreme da, destul de... Da, eu -am, am fost singurul județ, mi-am asumat acest, această decizie, toți spuneau că nu se poate și cum nu se poate, eu le-am spus că se poate și cum se poate. Și au fost externalizate în primă fază parcă 9 centre, apoi 6 centre. Aveam la momentul respectiv 1600 în de copii. În sensul că bugetele veneau direct Da, spre Da, ele odată și... cu externalizarea se aloca și bugetul necesar pe persoană asistată. Pentru că mi-am dat seama că acești copii vor fi îngrijiți mai bine în centre mici. Ne aducem aminte că pe vremea comunismului erau centre de sute și poate mii de copii în țară. În Bihor am avut uh, 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 acel centru de tristă amintire de la Cighid unde copii erau închiși într-o încăpere ca și aceasta cu zecile uh, efectiv erau închiși înăuntru și își mai aduceau aminte poate seara sau două zi de ei uh, au, au fost victime ale sistemului uh, ori dacă copiii noștri au nevoie de o familie și acești copii au nevoie să aibă cel puțin un sentiment al familiei, că familie nu au. Al apartenenței, da. Da, al apartenenței. Și uh, aceste ONG-uri creștine care le-au preluat, uh, având și buget, au uh, îngrijit mai bine de acești copii și eu am fost în toate centrele. Am fost preocupat să văd ce se întâmplă. În fiecare centru știam și uh, ori de câte ori aduceam ajutoare, containere cu alimente, cu haine, cu încălțăminte, duceam și la aceste centre. Se spune că facerea de bine și recunoștința nu se prea întâlnesc pe pământ. Uh, Ați avut totuși, au fost și excepții în care să vă fi mulțumit cineva da, dintre cei da, dintre da, oamenii, a ajutat Da, Dar da, n-am așteptat niciodată da, și n-aștept pentru că motoul meu după care m am călăuzit în toate aceste funcții publice a fost ceea ce spune Sfânta Scriptură, orice faceți să faceți din toată inima ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Au fost oameni pe care i-am angajat, i-am promovat, i-am dus în schimb de experiență, care m-au bârfit, care au luptat împotriva mea, care în campaniile în care am fost erau de partea cealaltă. Chiar într-o localitate mi-a spus cineva că a întâlnit o soție pe care i-am angajat că erau pe drumuri, s-au făcut niște disponibilizări la alte instituții și eu i-am luat prin transfer în interes de serviciu au venit la mine plângând că nu mai pot să-și întrețină copiii, studența amândoi, i-am angajat. Și uh, mă bârfeau într-o piață. Și cineva uh, i-a tras de mânecă, a zis măcar pentru faptul că v-au angajat și nu v-au lăsat pe drumă Ar trebui să aveți puțină decență. Dar uh, știm bine. Uh, doar 2% dintre cei cărora le faci bine, sau chiar 1% avem pildă cu cei 10 le proșta, uh, se întorc să-ți mulțumesc. 10%, deci din da, 10. 10. Da, da, 10%. Restul, restul uită, dar nu, nu trebuie să așteptăm din partea unor, pentru că noi știm că Dumnezeu cântărește și evaluează și răspătește corect și o facem pentru el și pentru binele oamenilor. Deci, iată, temerea de Dumnezeu, respectul față de Dumnezeu, conștiința că deasupra există un drept judecător, ajută foarte mult în actul managerial, în actul de administrație, chiar în actul de justiție. Cum v-ați raportat la așezământul acesta al lui Pașca, nu mai știu celălalt prin numele Pașca, de la... Viorel Pașca. Viorel Pașca, de la da. TINCA, Dumbrava. Pornise, sigur, funcționa și atunci a așezământul respectiv. Da, a început a început cu o casă, apoi două, apoi s-a dezvoltat i-am ajutat să-și facă o capelă, un fel de biserică din ah. banii județului că ah. așa e normal orice comunitate să aibă și biserică i-am ajutat la în... spațiu de cimiteri. aici da, era, da, era da. localitatea respectivă și am încurajat și ONG-uri și sponsori să ajute și am fost de multe ori acolo la centru o lucrare pe care nu oricine o face cu sacrificii cu mult efort să hrănești sute de oameni zilnic să le porți de grijă cu toate cele necesare medicamente și oamenii uh, în ultimul exact, stadiu exact, exact. unii unii luați de pe stradă unii luați de pe stradă riscau să înghețe, riscau să moară de foame, chiar așa, și le-a le dat un adăpost și îngrijire, cum poate unii n-au avut toată viața. Deci, aceste, aceste funcții publice trebuie să fie oportunități, privilegii de a sluji oamenii, de a avea grijă de banii publici de a folosi cu înțelepciune și chipzuință și în mod responsabil și în mod corect și transparent și eu asta am încercat. De aceea cu tot ce am putut, sigur că nu poți să faci întotdeauna tot ce îți propui și tot ce îți dorești pentru că depinde și tu de buget, depinde și tu de niște constrângeri legislative dar am învățat că ceva este mai bun decât nimic. Și cu puținul care l-am avut, Întotdeauna am încercat să ajung și bisericile, și ONG-urile, și comunitățile de rom, și centrele acestea sociale și. sigur să rezolvi problemele tale operaționale, că în primul rând asta trebuie să faci. De altfel, maturitatea unei coleg umane. Și dovedește când se ocupă, se preocupă cu prioritate de categoriile cele mai defavorizate. Da. Și uh, sunt întotdeauna o categorie de oameni care mereu sunt uitați, mereu sunt uh, abandonați, neglijați și uh, trebuie să gândim că puteam fi noi în locul lor. V-a ajutat uh, mentorul din America, revenim puțin în timp, uh, care va a dirijat și spre doctoratul în consiliere, să vă implicați inclusiv în penitenciare. Și eu m-am ocupat de zile, și uh, implicarea mea a fost imediat după Revoluție, mai empirică, mai, mă rog, neprofesionistă, dar ați venit după aceea cu acel centru, mă rog, pentru capelani. Vreau experiență, două, uh, pe linia aceasta a preocupării de deținuți. Și dacă a avut impact la nivel. Uh, Național chiar și la nivelul direcției pentru, nici nu mai știu cum îi spunea, direcția penitenciarelor. Da. S-a simțit implicarea creștinilor de orice culoare, de orice confesiune în penitenciare. Deci, fiind pregătit în domeniul acesta al consilierii, am înțeles poate mai bine ca și alții nevoia aceasta a împlinirii nevoilor, nu numai spirituale, dar și emoționale și chiar fizice ale Pir piramida persoanelor. Piramida lui Maslow, Asta, nu? Da, da, piramida sau irahia nevoilor lui Abraham Meslow. De aceea, în 2000, după ce m-am întors, la un an după ce m-am întors, am avut primele proiecte, am avut o întâlnire cu Ministrul Justiției de atunci, Valeriu Stoica, am fost cu o delegație de american la el la minister, era ministru și am spus despre proiectul acesta. Dorim să oferim sigur cât putem asistență și religioasă dar și emoțională prin consiliere dar și ajutor uh, unor uh, unor penitenciare și au fost peste 10. Noi avem parcă 17 sau 19 penitenciare în România. În peste 10 eram am fost prezenți mulți ani. Am dezvoltat o relație de colaborare uh, sănătoasă cu capelanul general, cu preotul Marginianu care răspundea de asistența religioasă în penitenciare. Sigur, după ce am ajuns senator, a fost mult mai simplu că avem toate ușile deschise. Am fost la Bacău, am fost la Craiova, am fost la Arad, am fost oriunde, pentru că eram și în Comisia de Drepturile Omului și primeam lumea aflat imediat și deținuți îmi trimiteau scrisori și unele trebuiau să le documentez, să stau de vorbă cu conducerea penitenciarilor. Dar a fost o experiență frumoasă în sensul că nu numai deținuții au fost ajutați, dar și pentru familii am gândit un program uh, uh, o zi cu tata când de, uh, de atunci a pornit. Da, când când unii capelani care lucrau în închisoare aveam baia mare, satul mare Oradea, Arad, Bacău, Craiova, uh, nu mai știu, uh, Aiud, Gherla unde avem aveam capelani care mergeau săptămână de săptămână. Și, în târgu și uh, uh. Da, uneori și de două ori pe săptămână. Ei, și unii capelani au fost uh, foarte inventivi. Au distat cu conducerea penitenciarilor, și deținuții care aveau copii minori, copii minori, au fost trecuți pe o listă și, mai ales în weekenduri, uri au fost duși la un restaurant în oraș, au fost anunțate familiile și au venit familiile, au venit deținuții cu gardenii, cu mașina lor și s-au întâlnit și au stat mai multe ori. De ori chiar în biserici. Da, și în biserici, da. Uh, și s-a demonstrat că aceasta a făcut bine gândiți-vă și familie și copiilor să-și vadă reinserția exact, socială, exact. Uh, în și familie. și chiar m-am întâlnit uh, după ani de zile cu uh, mame cu femei acestor de și a fost cea mai frumoasă experiență uh, a vieții noastre de familie pentru că fiind reconectați și fiind din nou împreună și putând să împărtășească amintiri, să... este și o experiență terapeutică. Îmi amintesc că am amintit deja, m-am implicat și eu imediat după Revoluție, prin filmul Isus la început și apoi prin întâlniri regulate și la un moment dat, pentru că eram și contabil și eu la sindicatele județene atunci, și aveam în subordine Casa de Cultura Sindicatelor, cred că așa îi zicea, aveam acolo uh, maestri, în diferite meserii, care învățau meserii. Și am zis, ce-ar fi să ducem oamenii ăștia să învețe meserii pe deținuți? Și am rezolvat o astfel de problemă, directorul, bineînțeles că a fost de acord și a fost premiat și evidențial la nivel de direcția penitenciarelor, pentru că, uite, uh, nu doar se duce peștele omului ci îi se dă undița să pescuiască și au învățat anumite meserii care le-au le folosit după ce s-au uh, întors. Da, e mare nevoie tot când eram la județ, am vorbit cu un primar să doneze un teren unei fundații și cu bani de la județ am ajutat să se construiască un centru de reinserție socială, pentru că sunt mulți deținuți care n-au unde să se întoarcă. Și dacă nu au unde să se întoarcă, unii recur la fapte antisociale, la furturi, la tâlhării, la jafuri, ca să se întrețină și să... Se sau, specializează în închisoare, sau unii, în Sau unii, neavând variante, spun, trebuie să fac ceva să mă întorc înapoi. Uh, Mai ori, ales când vine iarna, exact, unii exact, fac să intre Exact, să intre înapoi, uh. da, că n-au unde să stea. Ori, uh, noi ar trebui să gândim că acești oameni, dacă nu sunt ajutați să se reintegreze social, să fie reabilitați, vor crea alte probleme și vor fi ca într-un cer vicios când în închisoare, când afară, când în închisoare, când afară, ceea ce nu e normal. De aceea, în țările care sunt preocupate de ce se întâmplă cu cei după gratii, rata recidivismului este foarte scăzută. La noi este ne normal, să zic așa, de mare. Da. da. deci sunt multe lucruri care le putem face și pentru cei defavorizați, chiar pentru pușcăria și pentru că până la urmă toți sunt creatori al lui Dumnezeu și toți sunt victimele unor patim și unor, unor păcate. Așa este. Să revenim la aspectul implicării în politică. Deci, prin partidul al cărui președinte sunteți, ce proiecte v-ați propus? nu știu, nu mai știu cui am spus tot așa, mergea la o campanie, zic să spuneți cât mai puține minciuni dacă se poate deloc. Aveți ceva proiecte concrete, sigur, fiind o mișcare mai mică, probabil că și proiectele sunt pe măsură. Deci ne propunem să avem după 9 iunie cât mai mulți consilieri locali și județeni, acolo unde oamenii, sigur, vor gira, vor da credit, vor avea încredere în oamenii care noi propunem. Încercăm peste tot să propunem oameni de calitate, oameni integri, oameni cu bună mărturie, oameni cu experiență, oameni care înțeleg ce înseamnă să fii în slujba cetățeanului. Desigur, ne propunem ca orice partid să ajungem în Parlament. Suntem un partid mic cu potențial mare de creștere. Astfel încât prin grupul parlamentar să putem susține tot felul de inițiative bune pentru școli, pentru educație, pentru social, pentru familii, pentru sănătate și colaborăm cu medicii creștini, colaborăm cu avocații creștini, colaborăm cu antreprenorii creștini, cu educatorii creștini și... Așa funcționează cel mai bine lucrurile, să te folosești cu de expertiză. Da, da, scuzați asigur, cu suntem parteneri, suntem parteneri, și parteneri sunt de la da, da, ne consultăm de fiecare dată cu ei, preluăm multe, multe teme și multe materiale de la ei, oricând sunt, să zic, dubii legate de unele interpretări legale, ei ne dau un punct de vedere autorizat, o echipă mare de specialiști, în ocd De asemenea, va veni ziua când va trebui să, să propun, propunem tot felul de politici publice pe sănătate. Aici avem medici creștini. Asta nu se înțelege, sau foarte greu înțeleg unii, că omul nu este numai trup și suflet. Omul este și duh, adică partea aceasta supranaturală, care e cea mai importantă care în pandemie în exact. a fost neglijată exact. total. Exact. Barurile și până exact. și casele de toleranță. Da. toate au fost deschise, deschise cazinourile, jocurile de noroc, amaneturile, toate au fost deschise, da. numai bisericile au trebuit închise. O mare greșeală, o mare greșeală. Pentru că așa, așa ne învață scriptura că în înalță un popor și sfințenia iar păcatul îl coboară. Și rușinea popoarelor, rușinea popoarelor. Da. Dar noi trebuie să ne, să ne uh, uh, declarăm identitatea noastră creștină, adică le-am spus așa. Este împotriva credinței noastre să ne impunem credința, dar nu este împotriva credinței noastre să ne împărtășim credința noastră cu alții mai ales că este o credință. Dacă cineva e exact. Uh, o credință bazată pe adevărul Sfintelor Scripturi. Nu este altă cale, nu este nimic mai bun uh, decât învățătura uh, Domnului Iisus Hristos, uh, uh, adevărul Scripturii, modelul, modelul jerfa și uh, tot ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Și de fapt, nu e o problemă că sunt mai multe confesiuni creștine. Uh, oamenii se asociază și când construiesc o casă, când au un proiect, uh, problema este să arătăm toți spre el. Corect. Eu sunt calea adevărului și deci, viața Iisus. Ai una, spre Domnul Aici Este una. confesiunea. Este una să declari aceste lucruri să valori și principii și învățături și cu totul altceva să le trăiești. A trecut vremea declarațiilor. Oamenii nu mai cred în declarații. Oamenii vor demonstrații. Să demonstrăm că și e, facem ceea ce credem sau ceea ce declarăm. Și asta, asta în, în asta de fapt constă secretul succesului. Când oamenii se conving singuri că ceea ce spui tu și faci, și asta se vede în activitate, și în, în abordare, și în atitudini, și în poziționări față de anumite teme, oamenii încep să, să urmeze asfie, asemenea lideri și chiar caută, chiar așteaptă. Vedeți, sunt atâtea probleme în societate, atâtea ideologii, atâtea lucruri care uh, distrug societatea. Care ta? sunt cele mai mari pericole, măcar să le enumerăm că nu avem timp să uh, Eu, eu văd, mai avem 15, vă, văd, văd câteva care uh, sunt ca niște bombe cu efect întârziat. Aceste ideologii care au intrat în școli, de la copii mici, uh, legate de uh, identitatea de gen. Biblia este foarte clară. Dumnezeu a creat parte femească sau parte bărbătească și parte femească. Acești ideologi au inventat tot felul de alte, alte genuri, alte ideologii. Convenția identități. de la Istanbul a trecut prin Parlament acum vreo șase ani deja, de Alte identități, care spune de... că sexul și genul nu sunt unul și același lucru. Da, știți ce e trist, că toți aceștia care luptă împotriva familiei tradiționale toți s-au născut dintr-o mamă și un tată nu din altceva, da? Deci aceste ideologii uh, care în timp uh, vor produce efecte foarte distrugătoare și uh, aici este uh, uh, de imputat uh, creștinilor practicanți care au abandonat școlile. Mă bucur să văd că în România sunt tot mai multe licee creștine și uitați-vă ce concurență și ce rezultate au aceste licee creștine care pun cumva la adăpost copiii care sunt uh, inocenți, care sunt naivi, care cred... Uh, Chiar am primit un material cum niște activiști chiar așa, spală pe creier copiii și la sfârșitul prezentării copiii spun sau cred ceea ce le-a spus uh, educatoarea sau acest, uh, acest activist. Deci uh, ideologiile de toate felurile care sunt contrare uh, și Sfintelor Scripturi, dar și unei, și unei conviețuiri sănătoase uh, așa cum știm că am crescut și am trăit noi. Apoi aceste, aceste droguri care distrug, aceste cazinouri care distrug, aceste amaneturi care distrug, aceste tot felul de, de, cluburi și de spectacole în spatele cărora sunt alte nenorociri. De asemenea, o altă problemă, cum știm, mare în țara asta, a declarat-o chiar la noi la ora de a săptămâna trecută Procurorul General al României, sunt drogurile. România nu mai este de mult o țară de tranzit, este o țară producătoare de droguri. Anual, asta nu se știe, anual din fiecare județ se duc la București tone de cannabis uscat pentru distrugere. De unde se crește de asta? Deci, numai, numai înțelepciunea este limitată la oameni. Prostie este nelimitată. Deci oamenii aceștia uh, uh, cultivă droguri în Oradea, în Cluj, uh, în, în apartamente, în demisoluri, în, în mansarde, în solarii, uh, pe câmpuri. Eu am întâlnit culturi de, de cannabis în locuri unde nu te-ai fi gândit, în locuri pustii unde nu calcă oamenii decât odată în viață. Uh, sigur, uh, cei care se ocupă să destructureze asemenea grupuri, uh, eu îi cunosc și îi apreciez, dar sunt foarte puțin la dimensiunea, la învergura uh, fenomenului, de aceea trebuie implicată și comunitatea, că până la urmă nu doar problema acestor instituții de forță, cum ar fi Dicotul și altele, este problema până la urmă a tuturor cetățenilor, pentru că, cum spune Neremia, umblă moartea pe ulițe și moartea nu alege. Uh, uh, nu face diferența uh, a cui sunt copiii, cine sunt părinților, Ba mai mult, îi chiar caută pe cei cu uh, resurse financiare și pe cei a căror părinți au anumite funcții, în speranța că dacă se întâmplă ceva, ăștia îi scapă pe toți. Acum câteva zile s-a aprobat în Germania folosirea da. drogurilor de un Mare de... nenorocire, mare nenorocire. Uh, uitați, în America, statele care au legalizat uh, consumul de droguri au căzut economic și lumea care se respectă pleacă. Pleacă. Apoi, sigur, este o problemă de politici pe sănătate. Constatăm că, după atâția ani, cu atâtea fonduri europene, cu atâtea programe, nu avem un sistem de sănătate foarte performant, așa cum sunt în alte, cum sunt în alte țări. De aceea, vedeți, există turism medical, dar nu spre România, ci spre alte țări. Austria. Germania, dar nu toți își permit. Dar și acolo uh, ai nevoie de oameni de calitate, uh, oameni dedicați care să trateze uh, bolnavii absolut la fel, nu în funcție de uh, influență, de poziție sau de uh, ceea ce primesc de la fiecare. Dar oriunde, în orice domeniu, omul este cheia, omul este soluția, omul este uh, uh, rezolvarea sau problema aici este întrebarea. Omul este rezolvarea problemei sau creează el? Este soluție sau problemă? Pentru aceea sau de aceea avem nevoie de oameni de caracter, oameni integri, oameni cu frică de Dumnezeu, cu dragoste pentru oameni, ca așa ne învață Sfânta Scriptură, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău. Ei, întrebarea se pune, câți își iubesc Dumnezeu și aproapele? A, acum în campanie toată lumea iubește pe toată lumea, până când trec alegerile, după care închid telefoanele, își văd fiecare de ale lor, încep cu chefurile, cu toate nebunile și cu toate orgile. În pilda Samaritanului, Domnul Iisus a arătat că există doar trei categorii de oameni. Oameni împotriva oamenilor tâlharii, oameni pe lângă oameni, care își văd fiecare da. interesul lor, și oameni pentru oameni. Pentru oameni, oameni. exact. Da. Ați dus, după cum ați măturisit deja, mai multe persoane, lideri, mă rog, oameni aflați în funcții politice, mă gândesc, în America, pentru un schimb de experiență. Două, trei lucruri pe care le-au învățat de acolo, dacă le-au învățat sau cel puțin le-au văzut manifestate atunci în America. Pentru că, din nefericire, și în America lucrurile se degradează tot mai mult. Da, nu, acesta, acesta este un alt proiect de suflet. Și dați-mi voie să vă spun, sunt singurul politician din România care a făcut așa ceva. Aș fi curios să văd dacă a mai fost cineva, din câte știu, nu există, când spunea Ambasada Americii. Să fi dus peste 600 de oficiali în, pe parcurs sau peste 10 ani. Schimburi de experiență, grupuri profesionale, de magistrați, de polițiști, de doctori, de primari, de directori de școli, de nu mai știu. Aproape toate, șefi de instituții. Odată am dus 65. O singură dată. Când am dus primarii din Bihor și câțiva șefi de deconcentrate și prefectul județului și așa. Deci, ideea este următoarea. Uh, nu se vor schimba lucrurile în bine în țara aceasta până când nu, liderii nu vor dobândi o altă mentalitate. O mentalitate uh, uh, altruistă, o mentalitate constructivă, o mentalitate de ajutorare uh, este ceea ce se numește în limba engleză servant leadership. Conducătorul, slujitor. Aparent, contradicție uh, exact, în termeni, exact, dar la exact, Domnul Isus exact, a, putut... a spus Domnul Iisus, cine vrea să fie cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Ei, până nu vom avea asemenea lideri care înțeleg că ei sunt pildă și trebuie să se facă pildă celor pe care îi conduc, nu se va schimba mare lucru. Și mă bucur că unii au înțeles, pentru că în schimburile de experiență, în discuții, în întâlniri, în briefingurile care au fost și la Washington, și prin America, și la închisori, și la spitale, și la conferințe cu guvernator, cu șerif, cu omologii lor, i-am dus la întâlniri cu omologii lor, pe măsura funcției și problematicii și specificului muncilor. Uh, unii uh, uh, au, au fost foarte receptivi, am avut câteva experiențe foarte frumoase când în urma acestor schimburi de experiență unii și-au reconsiderat viața, și-au pus viața în rânduială, uh, s-au împăcat cu Dumnezeu și și-au schimbat uh, tot. Dar știm bine, noi nu putem convinge pe nimeni. Noi putem doar să semănăm sămânța și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să vegheze ca sămânța aceasta a adevărului și a binelui să încolțească în mintea și în inima oamenilor. Ce loc are Bornaghenu, da? Nașterea din nou în schimbarea mentalităților și în schimbarea până la urma colectivităților umane, inclusiv a țărilor. Da, acesta este, de fapt, aceasta este de fapt esența vieții. Spune Scriptura prin Apostolul Pavel că cel născut din nou nu poate, uh, uh, cel care nu e născut din nou nu poate înțelege lucrurile duhovnicești. Pentru că e ca un copil care nu s-a născut încă în lumea fizică. El nu poate să înțeleagă ce e în lumea aceasta. Sunt două lumi diferite. Asta le-am spus și celor care acum se străduiesc să construiască, că până la urmă trebuie să construiască aceste 8 centre regionale pentru cei dependenți de droguri. Și am spus cât timp vă mai trebuie să înțelegeți că aceste programe trebuie să aibă componentă spirituală. Cum am spus, că omul este trup, suflet și duc, iar cea mai importantă. Componenta noastră este Duhul, cu cele trei facultăți: inspirație, Revelație și credință, pentru că ne învață cartea genezei că viața nu poate fi trăită la nivelul rațiunii, viața trebuie trăită la nivelul Revelației, care este, repet, facultatea Duhului. Până nu vor înțelege mai mulți că avem nevoie de această componentă spirituală în tot ce facem. Că faci sănătate, că faci educație, că faci uh, infrastructură, că faci dezvoltare economică, că faci orice. Această componentă trebuie să fie uh, uh, firul roșu, uh, uh, să fie busola după care uh, ne orientăm și ne conducem. Domnul Iisus, punând punctul pe ei, cum s-ar spune, a zis când a fost ispitit de diavolul în bustie, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. E nevoie de comunicarea pe verticală și comunicând pe verticală cu Dumnezeu, sigur, se răsfrânge și pe orizontală. Unii spun că creștinii și chiar vă rog, cum au privit alții implicarea unui pocăit, așa se spune, dar nu ne rușine de termen în politică. Deci, cum, haideți să rămânem doar la, la acest aspect. Ați avut oh. și persecuție, să spun așa, sau, mă rog, respingere, reținere, rezervă, și din cauza confesiunii pe care o aveți, pe care ați avut-o și nu vă este rușine? Uh, Desigur că, neparticipând cu ei la alte activități, am fost puțin marginalizat, dar ori de câte ori am fost la ședințe, la întâlniri, cu președintele României, cu prim ministri cu ministri, cu parlamentari, cu ambasadori, în America, în România, oriunde, în Europa, la Parlamentul Europei. Cred că oamenii uh, m-au respectat nu pe mine ca persoană, ci valorile și principiile și uh, mărturia personală. Pentru că uh, în adâncul ființelor, cum zice uh, Apostolul Pavel în Evrei, în fiecare om există gândul veșniciei. Există această semânță din Dumnezeu care în unii nu este germinată, nu este încolțită. Dar n-am avut nicio problemă să îl confrunt pe președintele României, pe prim ministri pe ministri atunci când au fost situații și să argumentez cu dovezi. Iar în relațiile mele cu instituțiile și cu oamenii, niciodată, nu m-am rușinat și nu o să mă rușinez de credința mea, ba din contră, este onoare pentru mine să mă numesc copilul lui Dumnezeu și creștin. De aceea, după ce am venit la județ, ca președinte, prima decizie care am, dispus, care am dat a fost să mut programul de lucru de la 7 jumate la 3 jumate la 8 la 4, iar lunea, în fiecare dimineață, timp de 4 ani, am, pus, am avut jumătate de oră de studiu biblic și rugăciune cu toți reprezentanții cultelor din Bihor. Am fost singurul până astăzi când am făcut lucrul ăsta. N-am lipsit la nicio întâlnire, numai că noi nu eram în județ. Deci în o... lunea dimineața. dimineața, dacă vă uitați pe presa, am fost preluat și pe presa centrală că țările a transformat Consiliul Județean în biserică și ne a spus dacă îmi, dacă arătați un alt model, un alt mod mai bun de a începe săptămâna de lucru decât cu rugăciune și a invoca prezența șortorului și, și protecția Lui Dumnezeu peste acest județ, sunt dispus să discutăm. Nu există. Așa că mulțumesc Lui Dumnezeu că proiectul acesta s-a sfârșit cu bine. Programam tot pe șase luni toți preoții, toți pastorii, toți rabinii, cele 11 culte recunoscute în România, până la celălalt le venea rândul odată la ortodox le venea de două ori, că sunt majoritari. Vreau să vă spun, n-au lipsit odată, odată în patru ani, preoții ortodoxi, preoții romano-catolici, preoții reformați, unitarienii, evanghelicii, adventiștii, rabinii și mozaici și mesianici. În schimb, au lisit niște pastori. Niște neoprotestanți. Exact. Așa este. Dar a mers înainte, aveam un backup, aveam o rezervă, aveam un, 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 consilier care avea și teologia și ori de câte ori se întâmpla un accident, nu s-a întâmplat, slavă Domnului, în fiecare lună, dar au fost câteva sincope. El prelua. Eu n-am vorbit niciodată nimic. În patru ani, niciodată n-am spus o rugăciune, n-am spus un cuvânt de și credeți-mă că știam și puteam să spun. Că nu era despre mine. Era despre ei de a invoca numele lui Dumnezeu, de a recunoaște autoritatea lui și de a, 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 a mijloci pentru milă. Mihiel da? 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 Nimic fără Dumnezeu. Mai avem patru minute. Ceea ce aveți pe inimă să le spuneți celor care ne urmăresc, pe linia de a înțelege că trebuie să participe la viața social-politică, pentru că, până la urmă, cum ne construim legile, cum ne construim, știu eu, proiectele, așa trăim. Aș vrea să închei cu ceea ce am început și să vă reamintești ce a spus Albert Einstein. Lumea nu va fi distrusă de oamenii răi. Lumea va fi distrusă de oameni buni care privesc fără să facă nimic. Tot ce trebuie ca rău să progreseze, să se dezvolte, este ca binele să nu facă nimic. Faptul că noi nu ne implicăm în viața publică nu înseamnă că alții nu se implică. Faptul că noi nu semănăm greu nu înseamnă că alții nu seamănă neghină. Deja apar primele roade ale neghinei semănate cu ani în urmă sau în ultimii 35 de ani de când avem această democrație originală în România, cum spuneau unii. Cred că acum este un moment critic pentru România, pentru Europa. Cum am spus, un an foarte important când jumătate din populația lumii își alege reprezentanții să fim cetățeni responsabili, să fim buni creștini, buni cetățeni care să ne gândim nu doar la confortul nostru și la ziua de astăzi, ci la ceea ce va fi România în anii următori, în ce fel de societate dorim să crească copiii și nepoții noștri? Pentru că dacă noi nu facem nimic, este și această lege a entropiei care spune că lucrurile de la sine merg spre rău. Fără a ne implica, fără a ajuta oameni de calitate, de caracter, oameni competenți să ne reprezinte la toate nivelurile, în toate instituțiile, nu se va întâmpla nimic bun, ba din contră, vor apare alte nenorociri pe lângă cele prezente. Și vom regreta că am fost comozi, că am fost indiferenți, că am fost nepăsători la ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în jurul nostru. Iar cred că nu mai este de acum o problemă ca unii să, să respingă importanța deciziilor care se iau pentru noi la toate nivelurile. Nu suntem noi cei care decidem, cu siguranță vor decide alții. Locurile unde se iau decizii nu vor rămâne goale, doar că acolo pot fi oameni buni, oameni răi sau oameni nebuni. Să ne ajute Dumnezeu să alegem pe cei mai buni și să ne rugăm pentru țara aceasta, pentru Europa și Domnul să aibă milă de noi de toți. Amin. Așa să fie. Dumnezeu ne asigură prin Cuvântul Său, între altele în Ieremia 29 cu 11. Eu, Dumnezeu, știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Cred că prioritatea numărul unu a vieții oricărui om este să-l caute pe Dumnezeu, să-l cunoască pe Domnul Aș Iisus mai vrea să dau singur, un singur gând. Cum am spus și mulți telespectatori știu că am mai văzut și alte emisiuni, de aproape 20 de ani sunt prieten și mentorul meu, fostul Procuror General al Americii, John Ashcroft, care a avut peste 31 de ani de activitate în guvern pe funcții foarte mari. Și l-am întrebat și uh, în vară, când a fost în România. Zic că, uh, chiar toate ședințele de guvern, voi le începeați cu rugăciune? Și mi-a spus Radu, absolut toate. Și zic, cum se întâmpla? Păi ce președintele Bush spunea, John, roagă-te, Robert roagă-te, Roswell, roagă Și prin rotație, zice, cam așa făcea, avea, nu cred că își țineau evidență, dar prin rotație, miniștrii toți spuneau o rugăciune, făceau o rugăciune înainte de a începe ședința de guvern. Cred că de asta are nevoie România. Ședințele în Parlament să înceapă cu rugăciune, ședințele în guvern să înceapă în rugăciune, ședințele de Consiliu Județean să înceapă cu rugăciune, pentru că asta va aduce binecuvântare, prosperitate, protecție și mila și harul lui Dumnezeu peste această țară. Așa să fie, nu îmi rămâne decât să mulțumesc invitatului nostru, doctor Radu Țârle, lector universitar și președinte al UCDR, Uniunea Creștin Democrată din România, să-i dorim succes, pentru că intențiile cred că s-au văzut, care sunt și experiența și, și istoricul, de asemenea vorbește. Să ne gândim că fără Dumnezeu nu avem viitor. Citisem acel verset din Eremia, eu știu gândurile care le-am față de voi, însă pentru ca Dumnezeu să poată să-și împlinească gândurile bune față de noi, trebuie să le primim, să fim receptivi, să uh, ne subordonăm voinței lui Dumnezeu. Nu mai este mult, nu credem că vor fi multe zeci de ani de aici încolo, s-ar putea să fie doar câțiva anișori, și cel ce vine cu răsplata ne va răsplăti. Pe fiecare după munca pe care am făcut-o în zona noastră de competență, de slujire, de activitate. Cu siguranță, așa cum ați auzit și invitatul nostru, și oamenii de bună credință, nu fac ceea ce fac spre binele semenilor pentru a fi răsplătiți de către oameni. Pentru că, s-a spus deja, facerea de bine și recunoștința nu se întâlnesc pe pământ. Dar vine marea răsplată. Și răsplata cea mare nu este un loc special în împărăția lui Dumnezeu, ci însă și persoana Domnului Iisus. În Evrei 11,6 scrie, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește. Iar în Geneza 15 scrie, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu darurile le căutăm noi de la Dumnezeu, ci îl căutăm pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne dă și daruri din belșug. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Eu vă mulțumesc. Toate cele bune tuturor, să-l cunoaștem pe Domnul Isus. să ne asemănăm cu el, să-l facem cunoscut și altora, inclusiv în politică. Dumnezeu să ne ajute. Amin.